Domnișoara Daria, bună seara! Suntem de la compania Surprize de Vis și astăzi, la această frumoasă aniversare, 20 de ani, avem și această frumoasă surpriză, așa cu un buchet frumos de trandafiri pentru dumneavoastră. Și acest ursuleț este la fel pentru dumneavoastră. Și o sticlă de șampanie. Mulțumesc pentru masa de sărbătoare. Și la fel pentru această frumoasă aniversare avem și un tort personalizat. A să vă ajute cineva, da? Ați descurcă, nu? Da, mă descurcă. Vreau să vă întreb cum credeți de la cine este surpriza? Ok. Eu mă gândesc că e de departe. Da. Avem și un mesaj de felicitare și vedem împreună din partea cui. Okay. Astăzi este o zi deosebită pentru tine. Pășești pe o nouă treaptă a vieții. Fie ca în această zi minunată, în sufletul tău să se trezească o dorință arzătoare de a trăi frumos, de a crea întotdeauna lucruri deosebite și de a realiza cele mai tăinuite vise. Fie ca soarele să-ți ofere căldură și lumină, ploaia curată, liniște sufletească, zâmbetul oamenilor, încredere în sine, zilele anului, prieteni, visele de azi să devină realitate, speranțele de mâine împliniri, orice cădere, un pas înainte, iar fericirea să te însoțească mereu. La mulți ani frumoși, draga mea, cu drag din partea lui Mișu. La mulți ani! Sunt emoționată. Eu chiar nu m-am așteptat. Vă mulțumesc mult, vă mulțumesc frumos, din tot sufletul, pentru munca care o depuneți și pentru că ne faceți dispoziția mai frumoasă. Și mulțumim și Mișu! Și mulțumim și Mișu!